Toamna aceasta a fost și este una foarte blândă, poate mai blândă decât ne-am fi așteptat și am fi meritat. De aceea ne-am propus să evadăm în afara orașului, la Mitoc, în vizită la artistul plastic Eudochia Robu, împreună cu prietenul ei de facultate, artistul Simeon Samșa. Proiectul Dialog între generații a făcut o invitație și elevilor de la Școala de Arte Alexei Stârcea, Alexei Sciusev și Școala de Arte Valeriu Poleacov. Având o formație clasică, Eudochia Robu și-a edificat de-a lungul anilor propria manieră stilistică, personalitatea sa creatoare, constituită în urma unor studii academice, oferă în cel mai firesc mod posibil o realitate în imagini artistice, bidimensionale, care o definesc ca pe un artist autentic. În lucrările sale, ideea face corp comun cu expresia, iar forma clasică a metaforei picturale pare să devină în timp emblematică. Am făcut școli de pictură și eu am terminat școala de pictură de copii, pe urmă am terminat colegiul Plămădeal, pe urmă am făcut facultatea în fostul Leningrad, acum Sankt Petersburg. Și uite, am ajuns aici pentru așa scumpul meu atelier, unde lucrez, activez. Am lucrat un timp și eu la școala de pictură din Orhei, dar nu am găsit compatibilitate, pentru că îmi lua foarte mult timp. Și am rămas să lucrez. Îmi vine foarte greu, deoarece totuși sunt distanța de Chișinău. Acolo unde la noi de obicei se întâmplă toate vernisajele și alte momente, concerte sau festivaluri de artă și așa mai departe, la care, cu păreri de rău, nu pot să particip. Așa că când veți face planurile de viitor, să vă gândiți foarte bine. Bine că acum copiii nu au nevoie de stabilitate. Ei circulă în toată lumea, ceea ce generația noastră nu am avut așa posibilități. Folosesc și acrilicile, chiar le combin câteodată cu uleiul, dar oricum vocația mea este pictura în ulei, adică aici mă simt cel mai bine. În cadrul atelierului de creație, Eudochia Robu a prezentat galeria de lucrări personale, a povestit despre activitatea ei, despre tehnicile pe care le-a folosit în creația sa. Casa cea mare, da, casa cea mare la un pictor, să zicem, pentru că nu prea seamănă cu casa cea mare, cu zestre și cu covoare, cu toate că mama mi-a dat un covor foarte frumos, țesut, așa cum zice ea, pe fir, dar unde să-l pun? Mă mai gândesc, mai văd până la urmă. Îmi pare foarte rău, n-am mai lucrat de foarte mult timp. Soțul meu a decedat și deci așa e. O criză de creație. Da. Am fost bucuroasă când mi-a propus Diana ca să viziteze atelierul cu copii, cu tineretul creator. La început am vrut să refuz, dar m-am gândit că nu știu, e și asta o oportunitate de a mă mai menține. Avantajul de a aduce experiența, înțelepciunea și abilitățile diferiților oameni din generații diferite este de neprețuit. Genul de inteligență colectivă, semnificație împărtășită între generații, ne poate ajuta să construim societăți pașnice și empatice. Se creează mai bine atunci când e greu de când plutești pe valorile binelui și a nu știu ce frumosului. Adică creația vine și din interiorul tău, de ce te refugiezi? Din cauza, da, și din suferință, exact. Păi câte versuri s-au scris din suferință? E o chestie deosebită prin ce am trecut, după mine. Eu da, au fost vremuri, într-adevăr. Da,
Știu că vi spuneam azi, Eudochie, că eu așa de greu am intrat. Eu nu știu, de la, din prima intrat. Eu am intrat din prima. Eu am intrat la treia, dintre a treia. La facultate. La facultate, da. Și, ca și Zderciuc Ion. Bine, tu ai intrat dintre a treia, dar au fost și dintre a șasea și dintre a... Da. Au fost, dacă ți-amintești, la sculptură erau doi frați arameni, faraonul unul îi spunea și unul altul, doi gemeni. Și unul termina facultatea și unul a intrat. Da, și da, exact. Și ăsta care a intrat, faraon, acum e directorul Galeriei Naționale din Armenia, de artă, uite, de Morana. Da. Deci, și așa e istorie. Dar un blat liber ascultător, tot 6 ani cu frații împreună. Da, era ce era acolo în Leningrad, liberă ascultători, adică volno slușateli, aveai voie să frecventezi aceleași ore de sen și pictură cu ceilalți studenți, sigur, cu învoirea profesorului. Na, ce-ți mai trebuie? Puteai să fii liber ascultător și să devii un pictor foarte bun fără a face și celelalte. Vine că noi mai facem și istorie, istoria artelor și toate. Eu am făcut, apropo, desenul liber ascultător la Moisenco, în atelier. Mm. Apropo, Moisenco pe mine m-a trimis la graf. Da? Da. Da, i-am arătat Costic Crăciun. Da. Mi-a făcut cunoștință, m-a recomandat și Moisenco s-a uitat și că da, așa vă mălădoi celălalt, делать на живописи, если у вас графическое видение. Та и учени что графическое, не графическое. Но я факу графика. Шпюр май дат ла график ша интра, да? Дат ла график ша интра, да. Ути, везе, он сам ка фосту нун дем бун. Arealul aparte al creației lui Simeon Zamșa din anii 2009-2015 îl alcătuiesc ilustrațiile la operele intrate în patrimoniul literar național, poezii, povestiri, basme populare. Iată, este-i volumul acestea, acum scot. Sunt 220 de pagini, acum scot încă 3 volume complete. Ăsta nu e cel complet, pentru că aici mai sunt ilustrații de a lui Isai Cârmu. Și iată, dacă vreți să vedeți, deci eu lucrez împreună cu soția mea, Elena Caracințăv, care e tot grafician. Și iată, noi ilustrăm foarte mulți scriitori, toată clasica românească am făcut-o. Acum Creangă l-am terminat și scoatem acum 3 volume, câte 220 de pagini anul ăsta trebuie să iasă, 2 și deja. O să fie toate complet ilustrate de noi. Asta e cam 15 ani de lucru. Da, e muncă enormă. Adică cam așa arată o carte care... Cărțile se vând și la noi, dar mai mult în România. Dar asta e meseria. Eu am terminat facultatea de grafică de carte, tot la Petersburg, la grafică. Și aici trebuie să poți și cu acuarela să lucrezi și mai am eu niște tehnici de autor. Problema artistică, Simeon Zamșa o vede în redarea exactă a narativului literar. Artistul manifestă înclinația spre o coloristică rezervată, detalierea naturalistă, redarea stărilor psihologice ale protagoniștilor, amintiri din copilărie de Ion Creangă, povești de Petru Ispirescu, snoave populare despre Păcală și Tândală. Ultimile două fac parte din seria Scriitori români ilustrați. Pentru a păstra funcția cunoașterei imaginilor, artistul a căutat să descrie cât mai veridic ceea ce se întâmplă. La noi studenți specializează care în grafică de carte, grafică de ilustrație de carte. Și avem foarte buni, lucrează în toată lumea acum. Așa. Se specializează în jocuri 3D și nu știu ce. Acum, în sfârșit, Drochea ne-l-a adus pe Tverdohleb. Tu al știi, cred, pe Tverdohleb, care a fost studentul nostru. Și el acum a deschis jocurile în 3D. Da, da. Și studenții sunt mulțumiți de el foarte mult. Așa. Și alții se specializează în design grafic.
Deci eu am segmentul meu, colegii mei au segmentul lor, dar toți batem într-un punct, fiindcă la bază, oricum, la modelare în 3D, să zicem digital, oricum la bază stă desenul și modelarea. Adică Tverdoklebu îmi spunea că când modelează el jocurile astea, când face modelarea, foarte mult l-a ajutat anume faptul că au făcut ore de desen și pictură. Ca să nu credeți că asta nu trebuiește nimănui. Iată cum arată niște ilustrații de carte făcute cu cernelul poligraf și asta e tehnica mea personală, eu am inventat-o. Deci eu fac, iată, degețelul ăsta mă hrănește. Cum în mănuș de este de vinil și lucrez cu cernelul poligrafice, direct pe hârtie velină, hârtie cretată. Am fost nevoit, ăștia editori au pun o condiție. Acuarela le spare prea palidă și vor să fie pentru tipar, să fie pentru poligrafie, să fie mai accesibil și mai calitativ să iasă tipară. Și atât, aici este și Morărescu, iactele este Morărescu. Cu degetul când lucrezi, nu poți face detaliile foarte mărunte, dar în schimb degetul îți permite puțin să stilizezi și sunt ilustrații unde ajungi la în altă dimensiune. Fiindcă acuarela e acuarelă, dar editorul este o condiție, editorul vrea să fie un desen clasic, ca la creangă. Sigur că e destul de greu să faci unele detalii. Astea sunt materialele de lucru. Adică nu sunt selectate. Iată așa, eu le scanez, iată, astea după ce a murit baba, astea stau la sfat babile și vorbesc de cum a fost înmormântată femeia și... Și iată tot felul de ilustrații de astea, adică tot cu cernelul poligrafice, iată așa personaje. Pe urmă le scanez, le montez, iată vezi aici. Asta e, cum să zice, varianta crudă. Asta e varianta crudă, eu pe urmă le ajustez, le montez, unde sunt câte 10 personaje, câte 20 personaje pe o pagină. Care face câte 2-3 variante, este imposibil să iasă din prima. Astea sunt din poveștile lui Creangă, personajele. Tehnica asta e foarte, foarte democrată și foarte ieftină pentru învățământ. Știu că studenții tare se bucură că hârtia costă ieftin, cernelul îl despi degeaba. Iată. Că la noi dăm studenților și asta este Caragiale. Da, Caragiale. Astea sunt făcute vreo 10 variante și la urmă în 20 de minute a ieșit varianta asta. Fiindcă de acum mă irita atât, zic, mă duc acasă. Și zic, ia-mi să mai încerc o variantă. Op, și a ieșit. Ei, poate capul într-un loc e mai mare, într-un loc mai mic, dar eu pe urmă în calculator modelez chestia asta. Dar așa e munca, că să nu credeți că totul iese din cade din cer. Iată, astea tot e Caragiale. Deci un fel de tot cinematografie, tot un fel de scenariu trebuie să faci, tot trebuie să urmărești costumul. Noi facem grafică de carte și după asta fac animație. Animarea este foarte aproape de grafica de carte. Și vă arăt cum se lucrează. Poate folosiți în timpul lucrului, fiindcă cernelurile poligrafice au un specific, straturi. Simeon Zamșa, profesor universitar, a demonstrat o tehnică nouă în crearea ilustrațiilor de carte. Iată așa ne pregătim instrumentul. Prin suprapunere obții toată gama de culori. Iată așa, eu numai să spun puțină cerneală, că eu îmi pun aici. Eu i-am turnat apă ca să nu se usuce.
și poate fi folosit și de utilizat și rulourile. Rulouri de astea pentru tapet. Iată, ăsta e sianul. Așa. Și asta e magenta. Aici cârpile merg numai din bumbac subțerele. Groase nu poți, nu simți cu degetul nimic și așa e mănușa. Așa. Și atunci, iată, e luat așa, am pus puțin diluant. Așa. Am luat așa, am luat negru. Iată, pot desena orice cu unghie, o desenez. Nu știu, eu acuși o să încerc să fac ceva, dar pentru asta tot trebuie să te concentrezi, că când faci pentru public, întotdeauna ies prost. Asta e specificul, dar iată la o adică, mă rog, nu știu eu, să vedem ce se întâmplă la suprapunere dintre straturi, mai ales când puțin stratul îi dai să usuci, să usuc foarte rapid. Când îi dai să usuci, mergi deasupra cu un strat, cu două, până la 4-5 de cei care straturi transparente, fiindcă cernelurile poligrafice sunt transparente. Asta e. Și atunci poți obține nuanțe. Pui sianul. Ce în acorelă tot poți face straturile transparente, dar trebuie să poți. Și tot timpul nu puneți mult diluant. E destul de slăbuț, așa, dacă vrei. Iată, mă rog, nu știu, aici, iată, să presupunem că... Nu, dar tot e mult. Presupunem că eu vreau să fac ceva... Unghia îți permite să faci subțiri, așa. Și încă mai există o calitate a hârtiei cretate. Poți lua cu cutterul, ai rupt o bucățică sau de lamă și zgârii, că are strat de cretă. Și îți ajuci undeva, faci un luciu sau nu știu ce. Deci, la ilustrație de carte, la un joc, studenții mei fac chiar și schițe. Schițele sunt foarte importante în formare. Dar cei care știu, care au experiență, știu foarte bine ce înseamnă asta. Dacă nu faci schițe în fiecare zi, și nu, eu le dau să fac sketchbook-uri. Adică caiete, așa cu, eu spun, jurnal de idei. Jurnal de idei. Dacă ai tot timpul desenezi cu inscripții, cu fetele mai la 14 ani și scriu, desenează prințesă, băieții, tancuri, nu știu ce, mai comentează acolo, scriu scrisori, dar compun în pagină. Asta e important. Când compui în pagină, tot timpul caietele este de idee, adesea se transformă în carte obiect. Și am câțiva studenți care fac niște cărți obiect la nebunie. Poți, din orice schiță, cât de mică, să faci așa o foaie grafică. Când te concentrezi lucrul ăsta la a doilea, la a treia de desen, poți ajunge la rezultat, dar v-am lămurit. Iată, aici ai o hârtie tot cretată și pe hârtie asta întinzi cerneala ca să nu fie densitatea mare. Și prima greșeală care o fac studenții, ce fac? Pun strat gros ca la ulei.
sau ca la goașă. Niciodată nu trebuie de făcut chestia asta. Că noi nu facem mușamale. Trebuie să fii transparent. Cum ai lucra cu glasiuri în ulei sau în acrilic sau ceva. Eu fac și foi grafice așa mari cu rulou, cu asta, în tehnica asta, adică fiecare, adică, pornind de la poligrafie, asta e specificul meseriei, asta cunosc, cu toate că fac și pictură, dar nu mă pot compara cu pictura care o fac cei care au făcut pictură de meserie, știți? Cum putem să facem ca tinerii să petreacă mai mult timp împreună, învățând unii de la alții? Cum să includem vârsta mijlocie în educație, când este atât de ocupată astăzi? Depinde de oameni, dar putem crea de asemenea un mediu pentru un dialog între generații. Începi să înțelegi ce e veșnicia când te afli singur în fața naturii, spunea Emil Cioran. Ajunși la Butuceni, am ales o locație potrivită pentru realizarea activității, Muzeul de Etnografie al satului. În zilele de azi, copiii cred că gândesc altfel, totuși. Da, ei se orientează cu mult mai bine ca noi. Noi eram oricum, dar nu poți să nu zbori prin nouri, nu-i așa? Nu, mai sigur. Ales oamenii de alt. E frumos. Trebuie să-ți plutești așa că să faci ceva. E frumos să visăm, pentru că altfel... Aici trebuie să găsești așa o linie de mijloc ca să poți și să te descurci, așa, să fii și... Sunt și așa oameni, sunt. Sunt, cu siguranță da, sunt. Da, dar sunt care sunt foarte, foarte talentați și nu se pot, practic, descurca da, în viață. Dar sunt care... Eu așa îi clasez, dar sunt o parte care nu prezintă nimic, să nu spun mai altcumva, dar sunt foarte descurcăieți și asta e, să facă bani. Și nu-i rău, e bine. Eu mă uit la albastru, da. La albastru de sus, albastru cum de s-o confundat. Și eu m-am uitat la lucrare și pe eu m-am observat, zic, ia uite din punctul ăsta, uite, parcă e cerul. Parcă e cerul. Da. Dar eu n-am observat la început lucrurile. Înțelegi? Acum, uite, eu să mai încep o dată și mai încep o dată. Și intervine numai stuful ăsta luminat, cald, între albastru ăsta. Pentru că tot e albastru. Și tulpina copacului, cerul și porțiuni din pereții cia. De cin, da. Adică ideea este contrast între cald și rece, anume albastru, ca să faci... un studiu reușit, îți trebuiește practic să mai faci vreo zi, două, niște... Asta e așa o încercare, cât am putut. În natură asta și este tot spectacolul ăsta, când se mișcă luminile, umbrele. Dacă ar fi fost, uite așa cum a fost dimineața mohorât, poate într-un fel mai ușor e să... Aici pui o pată de lumină când te uiți de acum ea... E alta. A călătorit spre... Da. În altă parte. Și am ales așa un motiv, să zic eu, anume o casă, pentru că se putea orice aici, te întorci și la stânga și la dreapta și în spate, peste tot. Mă gândeam să-mi aleg ceva care să includă și stâncile, dar nu am găsit. Sau trebuie să ne oprim ceva mai înainte, anume caracteristic pentru butuceni, stâncile de aici, pe fundal. Asta să... Ce mi-a ieșit un portret al unei case, ceea ce eu nu prea... Na. Dar ca să iei așa un peisaj mult mai lărgit, mai, îți trebuie și mai mult timp. E mai...
De ce mi-am pregătit de acasă ceva, o pânză cât de cât acoperită cu culoare și atunci mai ușor, mai... Trăgând cu ochii la ceea ce fac elevii, ce puteți să ne spun? Da. Mi-a plăcut că sunt fiecare chiar individualiști, fiecare în felul lor și asta e cel mai bine. Uite, eu m-aș fi apropiat să spun că uite aici poate fi așa, poate fi așa. Nu, el pictează ceea ce, nu ceea ce sunt, ceea ce știe în primul rând și asta e personalitatea lui, adică nu poți să intervii tot timpul. Poate că în privința perspectivă, dar nici asta nu are mare importanță, pentru că na, cu timpul să rezolvă și problema asta. Adică când iei casa din față și când iei casa sub un unghi anumit, e mai complicat perspectiva casă să o redai, dar nu în asta este esența. Cred că i-au prins și chiar mi-a plăcut, fiecare în felul lui, ca și cum de acum sunt personalități. Orheiul vechi este leagănul unor civilizații rurale străvechi, loc cu care artista revine mereu. Asta a fost undeva cu poate mai mult chiar și de 10 ani și peisajul era altfel. Uite, chiar și de pildă poarta de la Casa Muzeu era din nuiele și o luam acasă lucrarea asta. Bine că eu lucram mai mult în atelier, după schiță, după și... eram fixat așa pe detalii, pentru că, da, necesit. Așa simțeam eu atunci, poate acum aș face cu totul altfel. Poate că da. Nimic nu este bătut în ținte, adică ți... Dar, da, e ceva nostalgic, pentru că am văzut unele case, unele care atunci mi-au plăcut foarte mult și mai sunt multe, nu mai sunt acum. Și fiecare pictează butuceni în felul său, nu sunt eu prima și nu sunt eu ultima care vine aici la... Da, e un loc foarte frumos, refugiu, liniște, frumos. Pictura are menirea de a îmbogăți realitatea cu niște plăzmuiri ale imaginației, dar poate avea și darul de a păstra frumusețea unor locuri sau obiecte care dispar, se sting, pierd odată cu trecerea timpului, miracol ce ar schimba destinul lumii. Dialogul nostru a fost în tăcere. Știi cum? Adică, da, eu i-am văzut, ei m-au văzut, eu i-am ascultat mai puțin, dar ei pe mine m-au ascultat, într-un fel așa, indirect, un fel de dialog în tăcere, după cum am spus. Dialog între generații a fost organizat de către Direcția Cultura Consiliului Municipal Chișinău în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Un spațiu propice pentru întâlnirea dintre generația tânără de azi și marile personalități din cultură, o istorie vie de aici și acum. Da, eu cred că a fost o zi foarte, să zic așa, productivă. Și pentru noi maturi și pentru copii. În cadrul acestui dialog, încercăm să încurajăm locurile educaționale pentru a avea mai multe proiecte și întâlniri. Învățăm tot timpul, învățăm de la generații diferite. Hai să avem un dialog între generații. Se merită. Hai să tratăm acest dialog ca pe o valoare comună și să mergem cu el.